Dar noi trebuie să avertizăm că această limită, practic, a fost epuizată și rămân mierele de iarnă, care vă spun că se vând foarte bine. Avem oferte și din Qatar și din alte țări. Eu sper că se va debloca și în alte direcții. Au fost cei din Belorusia care s-au arătat toată deschiderea, fiindcă a venit și ministrul agriculturii, dar și vicepreministru, fostul ministru agriculturii, un mare prieten al Republicii Moldova, domnul Rusăi, care ne-a încurajat să lucrăm cât mai intensiv ca piața Belorusiei să aibă acces la fructele noastre de calitate. Deci, iată, asta este în privința... Tot ce a fost timpurii... Da, noi ne-am făcut griji că nu vom fi capabili să absorbim această sumă de 138 de milioane, dar acum vreau să vă spun că ea a fost deja, după cantitatea care a fost livrată la întreprinderile de procesare, s-a epuizat. Este regulă. Asta a fost cantitatea de mere. Și eu vreau să vă spun că 60.000 de tone a fost mai mult decât am avut mere de vară și de toamnă. Așa că eu de ce fac acest anunț acum, că nu-mi doresc ca cineva acum intenționat să scuturi copacii de mere care se pot pune la păstrare, care pot fi vândute în stare proaspătă, să grăbească la fabricile de procesare, fiindcă limita a fost atinsă. Deci trebuie să depui efort pentru a vinde merele în stare proaspătă sau să le pui la păstrare. Prunile s-a terminat la data de 15 septembrie, cu merele la 30 septembrie se închide, dar vă spun că am epuizat această limită mai devreme de termen.